numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Toată noaptea am lucrat și nu am prins nimic, spune Simon Petru Mântuitorului Iisus Hristos. La care Mântuitorul, fie că în taină sau mai târziu într-o altă evanghelie din învățătura Sfintei Scripturi, ne spunea: fără de mine nu puteți face nimic și cine n-adună cu mine risipește. Se pare că atunci, în vremea Vechiului Testament, când Mântuitorul începea să-și arate învățătura Harului, a iubirii, a desăvârșitei ridicări sufletești, din starea căzută a omului în păcat, la starea de desăvârșire sau la starea de finalitate, adică la starea de iluminare sau la starea de agonisire a Duhului Sfânt. Mântuitorul făcea minuni care în același timp caracterizau și starea de dumnezeire a firii cei dumnezești din persoana umană a Mântuitorului, deci persoana divină umană, dar în același timp voia să arate identitatea naturii față de ziditorul său și sinceritatea naturii față de el însuși. Și pescuirea se cheamă minunată nu prin faptul că cele două corăbii s-au umplut de pești. Pescuirea se cheamă minunată nu prin faptul că corăbile erau să se scufunde de mulțimea peștilor. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Era minunat că Petru îi spusese deja Mântuitorului Iisus Hristos: o noapte întreagă ne-am ostenit și nu am prins nimic. Ce era explicabil în această situație și de ce folosește evanghelistul Luca, acest mare literat spiritual al Vechiului Testament, care vine să scrie Evanghelia Noului Testament? Ce face de fapt evanghelistul Luca? Relatează că timpul la care acești pescari muritori de foame, oameni de rând, trăitori sub formă, să spunem, nu de cerșătorie, că nu întindeau mâna, dar întindeau zilnic mrejele în nădejdea că apele vor vărsa din burta lor acei câțiva pești pe care mreaja îi prindea, iar ei îi duceau și îi vindeau pe câțiva sicli sau pe câțiva dinari să aibă din ce să trăiască și să-și ducă zilele lor și viața cea lumească de toate zilele. Și după o noapte de osteneală, deși n-au prins nimic, descurajarea nu s-a instaurat în sufletul lor. Au fost și multe alte nopți, au fost și multe alte vremi și au fost și multe alte timpuri, iar cei ce sunt pescari în zonele calde, cum este zona Ierusalimului, știu prea bine că atunci când apa se încălzește, marea fiind stătătoare, peștii se afundă spre apă mai curată, spre apă mai răcoroasă, spre apă mai plină de hrană. Și atunci ea devenind ca o cadă imensă în care căldura dogoare, peștii se coboară și atunci, într-adevăr, și marinarii, cum se spune în acele povești pescărești, aruncă la întâmplare mreaja și dacă se prinde ceva, se prinde, dar merg în nădejdea că totuși, prin mișcarea apei, prin momelele aruncate, se vor prinde pești. Iată că același lucru se întâmpla și la Simon Petru. Ei știau că nu este timp de pește. În timpul căldurii și în timpul zilei și a arșiței celei mari, în anotimpurile călduroase, peștii se prindeau foarte greu și viața în același timp devenea cu anevoie. Dar iată că omul atunci când a fost creat a fost numit rege al creației. Și acum acest nou Adam, Iisus Hristos, ca rege al creației, a venit și a vorbit mai mult decât un rege al creației, ci un stăpân al creației, rege din punct de vedere uman, stăpân din punct de vedere divin, pentru că cele două fir și două voi lucrau unite și neamestecate. Și în timp ce el își ținea discursul, sau acea învățătură popoarelor la marginea mării, adică lacului Genizaret sau Marea Tiberiadică, cum se mai spune, peștii care au auzit glasul ziditorului au venit frumos și au început să se ridice spre corabie. Dumnezeu, care cunoaște rărunchii și tainile și inimile oamenilor, știau că cei de față nu mai erau atenți
la învățătură, ci erau atenți la faptul că stomacul sau punga lor era goală și n-aveau pentru ce să-și ducă viața cea de toate zilele. Și probabil că se foiau, cum și noi facem de multe ori, și se grăbeau să plece ei, să nu scape mâncarea, noi să nu scăpăm autobuzul. Și ce se întâmpla? După ce și-a terminat discursul, Mântuitorul a spus: aruncați mreaja în mare. Petru replică că va face ascultare și demonstrează acest lucru, dar în același timp se minunează de grozăvenia ce avea să se întâmple. Tot pescarii și marinarii cunosc că atunci când corabia este scuturată sau trasă spre afund, mreaja este plină de pești. De data aceasta, neobișnuita cantitate de pește, pe care Evanghelistul Ioan o explică într-un tot cu totul formidabil, într-un mod cu totul dogmatic. Zice: era Natanael și Toma, zis geamănul din Cana Galilei, o altă pescuire minunată. Voscresna 11 de la, sau a 10 de la Înviere, în care spune că au prins pești mici și mari ca la 153 de pești. Deci iată ce lucru minunat. Iată ce adâncă înțelepciunea acestor cifre, ca să spunem divine, unul să fie Dumnezeu, cinci să fie simțurile care trebuie curățate, sau legea cea veche care a avut și ea cinci timpuri ale ei, trei sunt în Sfânta Treime ce lucrează uniți și neamestecați fiecare în ipostasul și persoana sa în ființa treimii și multe altele pe care le arată Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuind Evanghelia. Dar mai mult decât atât, aici arată Evanghelistul Luca fiind un bun povestitor și nici de cum intrând la amănunte ca sau cum nefiind meticulos. El arată că se rupeau de mulțimea peștilor. Și atunci întâmplarea minunată care este, este tocmai următoarea. Petru se vede umilit. Se vede înspăimântat. Și primul lucru care trece prin mintea lui este un gând de smerenie. Putea, în clipa când a simțit că mreaja este grea, să înceapă să gândească cât va vinde și cât va câștiga. Dar primul lucru îi se adresează Mântuitorului Iisus Hristos, acestui stăpân, care avea să-i fie mai târziu învățătorul și pilduitorul până la sfârșit, adică prin înviere și prin înălțare și apoi prin dăruirea Sfântului Duh, și îi spune: Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos. Ei, acest cuvânt, om păcătos, toți Sfinții Părinți l-au exprimat prin următoarea frază. Sfinții, Sfinți fiind, puteau greși în potență. De aceea Evanghelia de mai târziu a lui Matei spune, și o învățătură de la Faptele Apostolilor și de la pildele lui Solomon, să nu zici răului rău și bunului bun. Pentru că Dumnezeu le-a făcut pe toate bune și bune foarte. Și cel ce a devenit rău, a devenit rău prin faptele sale. Și cel ce a fost rău și a devenit bun, a devenit bun prin faptele sale. De aceea spune psalmistul în psalmii de la Catisma I. Și cu arma bunăvoirii ne-a încununat pe noi. Iată Petru când s-a referit zicând: Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos, n-a făcut altceva decât să-și mărturisească îndoiala cu care, după istoveala de o noapte, a aruncat din nou mreaja, gândindu-se în sinea sa, el dacă nu pescuiește și nu le are și nu cunoaște tainele pescuitului, a zis: aruncă mreaja. Dar ce știe el că la ora aceasta și la timpul acesta peștii n-au ce căuta mreaja? Și i s-a mai dat lui Petru o lecție adâncă. Afară de cea de la Tiberiada, când s-a frit pește și pâine și au mâncat după înviere, o altă pescuire minunată. Aceasta era înainte de înviere. Venind oamenii și întrebând dacă se cade să dea dajde, Mântuitorul, după ce a avut discursul cu fariseii și i-a rușinat, i-a spus lui Petru: mergi la mare, aruncă undița și primul pește care va veni, ia-i darul din gură și plătește dajde, și peștele a venit cu un ban în gură, adică banul pentru dajde. Ca să arate Mântuitorul că n-a venit să schimbe legea romană, ci să o desăvârșească. N-a venit să schimbe legea Vechiului Testament, ci să o împlinească. N-a venit să schimbe profeții sau prorocii, dar a venit să-i pună în autentificare.
Un act care trebuie să aibă valoare trebuie autentificat. O carte care trebuie să aibă valoare trebuie să aibă o autobiografie și o prefață. Un om care trebuie să aibă o valoare trebuie să aibă ceva practic care să-i caracterizeze acea lucrare respectivă și să spună este un medic bun, este un inginer bun, un bucătar bun și ce mai vrei tu să iei. Căci spaima i-a cuprins pe toți. Sigur că i-a cuprins spaima când și-a dat seama că iată că natura se supune din nou celui care a creat-o. Și noi mai știm aceste semne și legături între Dumnezeu și natură. Mergând pe mare, li s-a părut că este nălucă. Li s-a părut că este nălucă. Dormim noaptea în corabie, a certat valurile și valurile s-au liniștit. Și prima întrebare în inima lor a fost, cine este acesta dacă de el ascultă și mare? Iarăși, într-o altă întâmplare minunată, Mântuitorul Iisus Hristos spunea, iertate-ți sunt ție păcatele, ați patul tău și umblă. Cine este acesta de iartă păcatele? Iată câte răspunsuri fără răspuns. Iată câte întrebări grele de deslușit pentru Vechiul Testament, pentru cuvântul și învățătura vechilor profeți. Într-o altă ipostasă mai adâncă și mai înaltă, ca să fim cât mai atenți de relatările dumnezeiești ale Mântuitorului, Petru lovește cu sabia și Mântuitorul îi spune, bagă sabia în teacă, că un singur semn trebuie și mii de legiuni îngerești ar șterge totul. Mai mult decât atât, n-a murit, ci doarme. Hai, copilă, ridică-te, dați-i să mănânce. Deci, iată câte lucruri, iată câte întâmplări, iată câte adevăruri și în final cel mai greu dintre toți, cum suntem noi oameni și întotdeauna am căutat, ca să spunem așa, un mod mai ușor de a fi noi înșine, cei doi, Ioan și Iacob, se apropie de Mântuitorul și îi spun. Sunt lucruri repetate, dar au o legătură cu Evanghelia de astăzi, ca să vedeți unde trebuie ajuns. Doamne, când vei fi Tu într-un slava Ta, ai să ne pui pe unul de-a dreapta și unul de-a stânga? Nu știți ce vreți. Nu mi-este mie a da dreapta și stânga. Tot de arma bunăvoirii voastre depinde. Poți să fim toți în dreapta, binecuvântații Tatălui meu, și poți să fim toți în stânga, plecați de la mine blestemați-vă. Putem fi toți în dreapta, dar locul cel din dreapta este dat, stătuta împărăteasa de-a dreapta, și locul cel de-a stânga este dat, ce ați ieșit să vedeți, trestie clătinată de vânt? Nu. Cel mai mare om născut din femeie și înger în trup. Înainte mergătorile de ajuns să-ți este ție mărturia Domnului, pomenirea dreptului cu laudă, troparul Sfântului Ioan Botezător. Deci iată, apostolii s-au dovedit a fi încă nepricepuți la minte. Și Luca relatează în Evanghelia Învierii. O zăbavnicilor cu mintea! Oare nu știați că Hristos, ca să intre în slava Sa, trebuia să pătimească toate câte s-au arătat în psalmi și în proroci și în celelalte scrieri ale profeților? Nici de data aceasta nu și-au înțeles pe stăpânul lor. Deci nu și-au înțeles pe stăpânul lor. Nu la sensul că nu i s-au supus, ci au lăsat mrejele la uscat și au urmat Lui. Dar au urmat după o poruncă adâncă și foarte, foarte înaltă. Vom schimba aceste mreje stricăcioase de ață sau din cânepă și vom trece la mrejele cuvintelor Scripturii și vom prinde peștii cei mari în corabia Noului Testament și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iată, de fapt, pentru ce inițial Mântuitorul se folosește de o minune mică ca să poată să-i ducă pe apostol și să le încline mintea spre un lucru mai mare și mai minunat. De ce m-ați urmat, întreabă în corabie, în timp ce Petru s-a afundat în valuri și era frică? Pentru că ați mâncat pâine în pustie și nu v-a mai fost foame și n-ați muncit pentru ea. Deci m-ați înțeles numai pământește. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos, totuși, deși vede că i-a cuprins spaima,
Căci așa spune, spaimă i-a cuprins pe ei. Și toți câți erau cu ei, cine mai erau toți care erau cu ei? Erau mulțimile care așteptau la țărm cuvântul învățăturii. Ori la Mântuitorul Iisus Hristos niciodată n-a existat bigotism între învățătură și fapte. Niciodată n-a existat, cum spunem noi în popor, după pilda lui Efrem Siru, cine are mai multe fețe, oglinda și omul. De ce? Se schimbă după față. Adică atunci când cauți la fața celui bogat, te porți cu cel bogat. Când ești cu cel sărac, te porți cu cel sărac. La fel și oglinda. A cărui chip este în ea, pe acela îl redă. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos n-a lucrat în felul acesta. Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel ce a căutat la inima omului și a spus așa. Vom face o armată de Duh din 12 apostoli cu care vom încreștina lumea. Și i-a spus lui Simon, i-a spus lui Matei care sta la vamă, i-a spus lui Petru că se va chema Chefa, i-a spus apoi lui Andrei, lui Ioan, lui Iacov, fiul lui Zebedei, și ușor, ușor s-a împlinit ceata celor 12, care atunci când au fost puși la încercări grele, și în loc de locul de-a stânga și de-a dreapta, și în loc de laudă, în loc de fală, în loc de bani, în loc de averi și de tot ce credeau ei că vor primi, fiind următori acestui sfătuitor, Mântuitorul le-a spus, în lume scârbe veți avea. Vă vor prinde pe voi, vă vor mai băga și în temniță, vă vor ucide crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu, vă vor da la dregători, vă vor închide în temniță și în sinagoge, vă vor da afară din templu. Și unul câte unul au început să fugă. La care Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat celor care rămăseseră. Voi? De ce nu plecați? Și atunci se aude cuvântul lui Petru. La tine am aflat cuvântul vieții veșnice. Deci iată în ce fel de mreajă s-a prins Petru, cel mai mare pește și verhovnic al apostolilor. Întâi de toate, el a căzut în plasă. Întâi de toate, inima lui s-a rănit de dragostea lui Hristos și mreaja Duhului Sfânt i-a cuprins mintea, i-a cuprins inima, i-a sădit chemarea și i-a născut dorul dumnezeiesc. Și mai mult decât atât, nu numai pentru atât, ci mergând mai departe în Sfintele Evangheliei, vom vedea chiar Fecioara Maria, mama Mântuitorului Iisus Hristos, nu cea după ființă, ci cea după trup, născătoare de Dumnezeu, în clipa când erau la Cana Galilei, a fost pusă în postura să le țină cuvânt de învățătură. Și iată că și o mreajă simplă, rară și ușoară a cucerit inimile tot tuturor câți erau de față și toți au rămas înmărmuriți de învățătura ei. Mântuitorul întâi se adresează femeii, adică așa îi se adresează mamei. Femeie, ce voiești? Ce ai tu cu ei? Ceasul meu n-a venit încă. Ce mi-este mie și ție? Tu cu ale tale gândiri, eu cu ale mele voiri. Dar Maica Domnului a înțeles adâncul tainei și le-a spus o predică foarte scurtă. Faceți tot ceea ce vă va spune. Și-au pus și-au umplut vedrele de apă până sus și gustând din vin, care de fapt era prefăcut din apă, nu l-a întrebat pe mire și i-a zis, tu ai dat întâi vin rău și abia acum dai vin bun. Iată încă o minune care n-a conceput și n-a perceput volume întregi de, voi, de foi și de scrieri. Faceți tot ce vă va spune. Iar la cuvântul faceți tot ce vă va spune, este exact îndemnul pe care îl dă biserica atunci când cădem noi în disperare la ispite și necazuri și alergăm totuși spre biserică. Părinte, dar oare se va împlini? Fă ceea ce-ți spun. Fă ceea ce spune Hristos. Fă ceea ce spune canonul. Fă ceea ce spune în pravilă. Fă ceea ce spune preotul. Fă ceea ce spune episcopul sau cel ce te învață sau cui îi ceri sfatul. Și în clipa aceea toate vor fi ție adevărate. Toate îți vor fi ție împlinite.
Deci, mreaja care l-a cuprins pe Petru, întâi trebuie să te cuprindă pe tine. Nostalgia sau dorul după adevăr, după Dumnezeu. Și apoi dragostea de Dumnezeu, că omul dacă nu are dragoste, nu face nimic. Cine iubește pe Dumnezeu de frică, rob se numește, și cine iubește pe Dumnezeu de dragoste, fiu se numește. Să mergem mai departe. Mântuitorul Iisus Hristos a observat că oamenilor le plac cuvintele înalte și frumoase. Și chiar, că întotdeauna femeia este îndrăzneață și isteață, îi se adresează una Mântuitorului Iisus Hristos și îi spune: frumos înveți, probabil că evanghelistul relatează într-un ton mai articulat, adică nu se detailează, că de s-ar fi scris toate nu încăpeau. Frumos mai înveți și mult ne place nouă, dar Mântuitorul îi respică scurt. Toți sunt fericiți care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și asta este o taină, să ai urechi să auzi, să ai minte să pricepi, să ai ochi să vezi, să ai picioare să te miști și sănătate să alergi la cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. E ușor, spunea poetul, să scrii când nimic nu ai a spune. E ușor să asculți multe când nimic nu ai a face. Dar spre deosebire, că aici sună toate în coardă goală, la judecată se vor transforma în cuvinte de șarte. Adică, ceea ce am luat noi de la preot sau de la biserică și de la predică și am dus acasă în inimile noastre, acea sămânță căzută pe spin, acea sămânță căzută pe drum, acea sămânță căzută pe iarbă, acea sămânță căzută pe cărare, acea sămânță căzută în pământ bun, depinde de fiecare, Dumnezeu cunoaște inima și tainele noastre, poate să rodească 30 sau 60 sau 100. 30 pentru cei care vor viața căsătorită și își duc într-adevăr principiul vieții de căsătorie și a particularității acestea de rit conjugal care prevede iubirea între doi. Și cineva întreba odată: cât ar trebui să-mi iubesc eu, părinte, soțul, ca el să mă respecte pe mine? Atâta cât vrei să te respecti pe tine și să te iubești pe tine. Trebuie să-i dai și lui, dar și el trebuie să facă la fel. Alminter nobil nu o să fie o relație conjugală, ci o să fie doar o sclavie. Femeia va spăla, va călca și va hrăni, iar bărbatul va profita, va râde și va decompensa, ca să spunem, că va avea alte treburi. Sau invers. Poate să fie și invers. Deci, atunci când cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în statutul lui Dumnezeu și aceste relații sau aceste taine devin sfinte. Și atunci bobul rodește 30. Pentru cei cu 60, sunt cei cu viața curată sau sunt cei cu viața de sfințenie, cum au fost mulți martiri, mulți mucenici, cum au fost mulți mărturisitori, cum au fost mulți trăitori de înaltă clasă duhovnicească. Dar și aici, la înalta clasă duhovnicească, îi spuneam cuiva într-una din zile, pentru că este legată tot de această mreajă, ce se întâmplă? Uneori peștele nu se prinde cu capul mreajă, se prinde cu coada. Și dacă se prinde cu coada, gândește cu picioarele. Adică, se înfinge în statutul adânc al credinței ortodoxe, și la un moment dat începe să șovăie acel peștișor prins cu coada. De ce? N-are destulă inteligență să înțeleagă că prezența lui în biserică nu poate să-i pricinuiască numai binele dorit, ci și rău nedorit. Pentru că spune Solomon: părintele pe cine iubește, adică Dumnezeul, și biciuiește, sau sluga pe care o iubește o încearcă. Atunci când vrei să slujești Dumnezeu, pregătește-te de ispită. Atunci când vrei să slujești Domnului, pregătește-ți pielea de martiriu. Adică, au mâncat pește fript și focul ispitei ne arde la talpă, slujim lui Dumnezeu. N-o să ne vină toate de-a gata pe talpă. De aceea oamenii care s-au prins cu coada în mreaja credinței au început să încline spre secte, pentru că se crede mai ușor, se trăiește mai ușor, se absolvă mai ușor viața de zi cu zi sub aceste noi invenții și învățături.
Au început să alerge spre alte culte, sau așa s-au trezit din mila lui Dumnezeu cât a îngăduit El la fiecare, că e și o mare bucurie și taină să te prinzi tocmai în mreaja lui Petru, adică cea ortodoxă. Și este mare nefericire să te prinzi în taina apostoliei, ca să spun ușor catolicizate sau protestante, unde taină nu există, unde sfințenie nu există, unde har nu există, unde Dumnezeu există ca senioritate. Și noi suntem așa niște infirme slugi, care dacă va vrea Dumnezeu ne va mântui, dacă nu ne aruncă cazarurile de pe tabla de șah, lucru prost gândit. Și atunci ce se întâmplă? Începe acea rupere a mrejii, nu de mulțimea peștilor, ci de răutatea lor, ci de îndărătnicia lor, ci de neascultarea lor, și de nesupunerea lor, și de neluminarea minților. Și peștii încep să se zbată, fac găuri prin mreajă și aleargă pe aiurea. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune, cine n-a intrat pe poartă sau pe gura mrejii, intră pe aiurea. Și în popor folosim des termenul, că și ăsta e sărit peste gard, și ăsta e intrat pe sub poartă, și ăsta e sărit pe aiurea. Adică, când sectarul vine să te învețe pe tine adevărul, sau cel de altă credință să-ți vestească, tu trebuie să-i spui într-un spirit cu totul conciliant. Iubite frate în Hristos, iubită soră în Hristos, Dumnezeu mântuiește pe cei ce îl mărturisesc în adevăr. Dumnezeu mântuiește pe cei ce caută calea, adevărul și viața. Adică, nu o să vină Dumnezeu să se împarte în 23 sau în 69 câte biserici există. Și nu-s surori, e-s vitrege. Nu-s de-o mamă. Mamă-i Maica Domnului. Și acolo unde se hulește Maica Domnului nu-i biserică, e satană. Nu-ți de un tată, că tată e Hristos. Și Apostolul Pavel a confirmat când a arătat că mreaja este întreagă și de mulțimea peștilor stă gata să se rupă, dar corăbile să trag la mal. Se fortifică puterea divină asupra mulțimii peștilor ca ei să fie catehizați în așa fel să nu rupă mreaja, să nu iasă din staul pe aiurea. Oile mele aud glasul meu și mă cunosc pe mine. Eu sunt păstorul cel bun, spune Hristos, și eu am venit ca oile mele să aibă, dar ce să aibă? Viață din belșug. Și care este belșugul de viață pe care îl câștigă oile din mreaja lui Hristos, acești pești? Nu este apa mării în care ei se încălzau sau se pitroceau și se abăgau în fund, ci de data aceasta este apa Scripturii. Este cuvântul pe care acele necuvântătoare ființe amfibiene au venit și s-au prins în mreaja apostolilor în vremea Mântuitorului. Este, de fapt, dragostea și nostalgia adevăratului Dumnezeu, care pe mine, cum spune Apostolul Pavel, nu mă mai desparte nici cu moartea, nici cu foamea, nici cu scârba, nici cu nimic, corintenilor le spune. Și tot în Sfânta Scriptură se fortifică Apostolul Pavel și spune, s-a împărțit Hristos. Tot Apostolul Pavel vine și le spune, zice, este un, zice, au s-a răstignit Apollo sau Chefa sau Pavel? Nu, Hristos s-a răstignit. Și Hristos este același, și azi, și mâine, și întotdeauna. Hristos sau Dumnezeu este tot întru toate. Deci, iată, atunci când întâlnim acele gânduri, sau când întâlnim acele impulsuri de comuniune creștină comună, să le spunem, frate, îți dau un sfat băbesc. Ortodoxia sau mreaja lui Petru este un vas de aur plin cu aghiazmă, cu mir, cu sângele lui Hristos, cu trupul lui Hristos, cu darul Duhului Sfânt, cu tot ce vrei, cu cele șapte daruri, cu înțelepciune, cu pricepere, cu temere. Dar celălalt vas, care la Cana Galilei era plin numai cu apă, unde toți beau și se veseleau, deodată a fost identificat de nun și spus, tu ai pus vinul cel rău. Deodată Petru a venit și a spus, toată noaptea în întuneric noi n-am prins nimic.
Deodată a venit și a spus, cine ți-a dat voie să vii sâmbătă să faci minuni în templu? N-ai avut timp toată săptămâna? Nu minunea conta, ci faptul că era făcută sâmbăta. Nu valoarea ei nostalgia și elogia credința poporului ce s-a adunat orbește să vadă o mână uscată, vindecată sau o curgere de sânge sau un slăbănog alergând cu patul în spate. S-a călcat sâmbăta. Nu mai contează credința adevărată și adevăratul Dumnezeu. Contează prietenia și colaborarea. Prietenia și colaborarea ne desparte de dragostea lui Hristos. Și adevărul ne unește cu Hristos. Apostolul Pavel, adevărul vă va face liberi. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci sufletul să nu vi-l ucide. Deci aceste adunări de grămădeală, secte și alte învățături bolnave, yoga, zen, radiestezie, confucianism, budism și ce mai vrei să iei, hinduism și toate celelalte, începând cu ramura protestantă care se rupe deja de tainele bisericii, nu sunt decât un imens coș de gunoi în care fiecare, cum face la second hand, ce nu-i mai trebuie, aruncă acolo, nu mai spală. Așa și ei. Fiecare și-au aruncat părerele în acel coș ecumenic, de unde acum noi venim să lăsăm balsamul Duhului Sfânt și să luăm acele zdrențe rupte și să găsim noi o idee că s-ar putea cărpi. Nu se poate. Rămânem la mreaja de pește a lui Petru. Rămânem acolo unde Petru s-a smerit și a spus, Doamne, sunt păcătos, ieși de la mine. Doamne, și noi suntem păcătoși. Și avem și curvari, și bețivi, și hoți, și tâlhari, și desfrânați, și adulterini. Și avem și cei ce înjură, și cei ce beau, și cei ce fumează, și nu se roagă. Dar, în schimb, avem o șansă. În coșul nostru de fapte bune, în clistelnița aceea a cinzecimii, s-a vărsat și taina pocăinței prin Duhul Sfânt. Și tot cel ce este rău poate să devină bun. Și tot cel ce este obraznic și îndărătnic poate să vină blând și milostiv. Și tot cel necredincios poate să fie credincios. Pavele, Saule, greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Îi spune Hristos și îl învăluiește în lumină și îl întreabă, de ce mă prigonești? Același lucru se va întâmpla și în biserica creștină când Dumnezeu va vrea mântuirea oricărui suflet. Îi va trimite o boală, îi va trimite o încercare, îi va trimite o scârbă, o supărare, o mâhnire, o pierdere, un necaz, din care el va înțelege să nu mai lovesc cu piciorul în țepușa lui Hristos și în învățătura lui, ci ia să mă trezesc. Și trezindu-se omul și revenindu-și în sine, vede că este pe cărarea pierzării și vine singur la cea bună. De ce? Că Mântuitorul Hristos a relatat. Eu n-am venit să judec lumea și n-am venit să o pierd, ci să o mântuiesc. Deci iată de ce peștii cei mari au rămas între cele două corăbii în mreje. Au rămas în mreaja bisericii. Biserica este tot timpul dispusă și stă în permanență dispusă să acapere orice fel de pește, mic sau mare, bun sau rău, să-l aleagă, să-l îndrepte, să-l selecteze. Să-l selecteze. Adică, dacă este mai mic, îl folosește la ceva mai puțin important. Dacă este mai mare, îl folosește la ceea ce are nevoie. Că și în biserică este la fel. Ceata ierarhilor, ceata mărturisitorilor, ceata mucenicilor, ceata postitorilor, ceata mucenițelor, ceata cuvioșilor, a cuvioaselor și așa mai departe. Și va găsi Dumnezeu în rândul cetii sale și în strălucirea stelelor sale, fiindcă stea de stea se deosebește, o cale, un loc, și cum spunea Părintele Paisie Olaru foarte frumos, vreun colț pe unde stă mătura raiului, să șadă și un suflet de ala idiot și păcătos, care până la 60 sau 70 sau 80 sau 90 de ani n-a avut timp să gândească la Dumnezeu. De ce? Pentru că a mai dat și acea șansă. A dat șansa ca omul în ce va fi găsit între aceea să fie judecat. Și se spune că omul pleacă la drum cu trei prieteni. Unul duce până la jumătatea căii, unul până la poarta raiului și unul bagă la Dumnezeu. La Scarov Moldovan, într-o istorioară. Credința ne duce pe calea jumătății până înțelegem noi pe Dumnezeu. Fecioria sau curățenia, starea de duh curată a omului de dinăuntru, ne duce la ușa raiului.
Iar milostivirea noastră și bunătatea și lucrarea faptelor bune ne duce direct la tronul lui Dumnezeu. Așa că nu există cale în care un om să nu poată face o faptă bună. Nu există cu cale ca un pește să nu fie vânat, indiferent cât de viclean ar fi el și cât de isteț ar fi el. Sunt acei pești care foarfecă apa și muncă momeala și scapă din cârlig. Dar mai înțelepți, pescarii au făcut cârligul cu tot cu momeală și el înghițind mărimea momelii, nu-și dă seama că și cârligul a înghițit. Așa trebuie făcut și în biserică. Deci va veni o vreme, cum spunea și o istorioară din Pateric, că un bogat niciodată nu vrea să facă milostenie. Și un sărac a spus, eu îl voi mântui pe acesta. Și l-a urmărit până a intrat cu căruța cu pâine pe care o căra și o ducea el undeva, pe un drum de țară. Și neavând pietre, neavând lemne, neavând cu ce să arunce, a început să strige în urma lui. Dă-mi și mie una să zic boda proste, dă-mi și mie una să zic boda proste, dă-mi și mie una să zic boda proste. Ăsta l-a înjurat, l-a suduit, l-a ocărât, l-a batjocorit și în final s-a enervat și a luat o pâine și a aruncat-o în el, că n-avea cu ce. Și a zis, te-am mântuit. Boda proste pentru ea. Și nu la multă vreme, când o fi rânduit Dumnezeu, sufletul acela s-a săvârșit. Dar în clipa săvârșirii sale, dracii să-i băteau să ia sufletul. Dumnezeu sta de față, nu putea să judece. Era dreptatea îngerului păzitor și a îngerului rău, care vedea tainele. Dar Mântuitorul a spus, eu nu voiesc jertfă, ci milă. Metaniile și nevoința nu ne duc la Dumnezeu, ci ne-l arată pe Dumnezeu. Perseverența și legea și litera nu ne unesc cu Dumnezeu, ci ne țin lângă El. Mila, bunătatea, dragostea te bagă direct la El. Și ce a spus? Nu se poate ca acest suflet să nu fi făcut nimic bun în viața lui. Alergați, alergați, alergați îngerilor și căutați. Alergați în toată lumea și găsiți, și găsiți ce a făcut sufletul acesta într-o viață de om bine. Și un înger mai amărât, mai din urmă alergând, a ajuns pe un drum de țară unde la fiecare pas găsea câte o boda proste, boda proste, dă-mi și mie o pâine, că zic boda proste. Și a adunat toată poala aia de boda proste și la urmă unde a aruncat el cu pâine a găsit și acea pâine spirituală care închipuia respectiva faptă bună. Și a adus acea pâine și a pus-o în talgerul judecății lui Dumnezeu și păcatele lui au început să cântărească spre și Dumnezeu a zis, pune-ți și câte o boda proste, zice, că numele meu a dat-o, zice. Și eu celui ce-mi dă, îi dau un miit, îi dau un zecit. Și punând câte o boda proste, păcatele s-au făcut ușoare ca fân. Și s-a mântuit sufletul acela. De ce? Pentru că ce facem în numele lui Dumnezeu depășește iubirea de oameni a lui Dumnezeu și dreptatea lui. Ceea ce facem noi pentru Dumnezeu depășește rațiunea minții omenești. Unul poate să dea de pomană toată viața și dacă se mândrește n-a rezolvat nimic. Unul poate să roage toată viața și n-a rezolvat nimic. De ce n-a rezolvat nimic? Dacă se mândrește. Iar unul face și el odată o faptă bună și atunci intră în rai. S-a prins în mreaja lui Petru. Deci prinderea între această mreaja a bisericii, prinderea în această undiță ascunsă și tainică a lui Dumnezeu ce pescuiește sufletele pe calea mântuirii, este cu totul adâncă. Și astăzi un suflet în biserica asta, mâine un suflet în biserica cealaltă și așa în toate bisericile noastre creștine, fiecare preot, fiecare povățuitor și păstor de suflete, va constata la vremea cuvenită că mreaja este plină și grea de pești, iar corabia stă gata să se scufunde. De ce stă corabia gata să se scufunde? Stă gata să se scufunde că așa credeau ei că se scufundă. Așa credeau ei oamenii cei păcătoși care o atacau. Jidanii, masonii, sectarii. Ei credeau că se scufunde și zicea gata, 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 dă apa în corabie și corabia se afundă. Și a ieșit Hristos și a certat valurile mării și marea s-a liniștit. Și a ieșit Hristos și a luat capul lui ăla și a luat ăla și a luat ăla când credea că va dărâma totul. Și corabia din nou a început să plutească pe calea, adevărul și viața credinței.
Și iarăși când au crezut sectarii că vor fi în vârful piramidei sau răufăcătorii și musulmani și otomani și toți care au vrut să calce religiile lumii în picioare și să le transforme în pașalâcuri și în mizerii de-a lungul istoriilor bisericești, Dumnezeu scotea câte o secure de aia nevăzută cu care mai tăia capul lui Goliat, cel răufăcător. Și în felul acesta biserica iarăși triumfa, ca în final, depărtându-se de la Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos s-a adresat mai târziu prin Evanghelistul Matei. Pe această piatră, îi spunea lui Petru, dar Matei relatează, pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadului nu vor birui în veacul veacului. Deci dacă porțile iadului nu vor birui în veacul veacului, apa mării nu o va înghiți niciodată. Pentru că și în cântarea cântărilor spune acolo și în cântarea lui Moisi, deci de la sfârșitul psaltirii, trimis ai caii tăi la mare și au tulburat ape multe. Deci apostolii au tulburat lumea umplând-o de dreapta credință. Deci dacă vrei să fii un drept creștin, să ai două rădăcini. Dumnezeiască sau hristologică, apostolească sau sobornicească și în cele din urmă să fie credința adevărată. Doamne, Tu ești Dumnezeu Cel ce mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri.